O avocată din București a fost săltată de mascați din trafic după ce ar fi încercat să angajeze un asasin care să-i răzbune moartea fiului. Băiatul a pierit într-un accident în Marea Britanie, însă femeia e convinsă că fiul ei a fost ucis de iubită și alți doi amici. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Denis, un tânăr care avea doar 25 de ani, locuia cu iubita lui pe Hayton Avenue, în Marea Britanie. Anul trecut, în dimineața de 10 octombrie, băiatul ar fi plecat să se plimbe și a sunat mama și a discutat aproape 45 de minute cu ea, însă nu ar fi dat semne că are vreun necaz. La ora 11:35 de minute, în mod inexplicabil, Denis a fost lovit de un tren în apropierea pasajului de pe Little Lane Grimsby. Accidentul a fost extrem de grav. Echipajele medicale l-au transportat de urgență la spitalul Hull. Acolo băiatul s-a luptat pentru viața sa timp de 2 săptămâni. Pe 25 octombrie însă, Denis a fost declarat decedat. Inima mea a fost mulsă și mă simt paralizată. Băiatul meu însemna totul pentru mine și nu mă pot odihni până nu înțeleg exact ce s-a întâmplat. Pur și simplu, nu pot accepta că fiul meu nu mai este. Nu trăiesc, doar respir. Anchetatorii au luat în calcul doar două piste, cea unui accident nefericit, dar și o posibilă tentativă de suicid. Mama băiatului nu le-a dat crezare, așa că a început pe cont propriu anchetă. A aflat că Denis ar fi avut o adevărată avere din cripto și a bănuit că iubita lui, ajutată de doi amici, l-ar fi ucis pentru portofelul virtual. La aproape un an de la tragedie, femeia a pus la punct un plan malefic. Ar fi aranjat un asasinat ca să se răzbune pe prieteni fiului ei. Femeia a fost urmărită și oprită de polițiști în timp ce se deplasa în trafic. Ea a fost săltată de anchetatori și dusă direct la audieri. Poliția Transporturilor Britanice a confirmat că decesul lui Denis nu este tratat ca fiind suspect și că nu există o investigație în curs. Cu toate acestea, mama lui Denis nu ar reuși să-și găsească liniștea. Când o persoană este foarte afectată de o pierdere, mai ales când o mamă își pierde unul dintre copii, poate să aibă o tulburare acută, foarte importantă, apropiată de psihoză, și varianta cea mai frecventă întâlnită este tulburarea paranoidă, în care devii foarte suspicios și îți faci tot felul de scenarii despre cine este vinovat pentru asta. Avocata este acum anchetată pentru instigare la omor calificat. Nu este exclus ca în zilele următoare femeia să fie expertizată psihiatric. Tatăl copilului care conducea cu viteză o mașină de lux a fost audiat astăzi mai bine de 6 ore și lăsat în libertate până la urmă. Procurorii cred că i-a filmat pe ambii copii la volan și ar fi încurajat să apese accelerația. Deși are mașini scumpe, tatăl minorilor e un simplu fierar, spun prietenii care au venit la parchet să-l aștepte cu o mașină de 100.000 de euro. De ce ți-ai lăsat copiii minori să conducă? Cu ce te ocupi de atât de mulți bani încât să-ți lași copiii să conducă? Nu te-a fost frică de urmări? Cu chipul acoperit de glugă și fără să scoată vreun cuvânt, tatăl copilului de 10 ani a fost adus în cătușe la parchet în Târgoviște după o noapte petrecută în arest. După ce au studiat filmările, procurorii ar fi descoperit că nu doar minorul de clasa a 4-a conducea frecvent, ci și fratele lui mai mare, un băiat de 12 ani. Tare. Nu cred că e adevărat. După mine nu e adevărat. La viteza aia, dacă 150, la o pune frână. Păi nu, Morel. Ea e imagine făcătură. Cel care îl susține până în pânzele albe pe tatăl copiilor filmați la volan e un prieten apropiat. Susține că bolizii de lux cu care se afișa familia în poze sunt făcuți din bani cinstiți. Lucrează cu mine la șantier, noi. El e ferat, băiatul ăsta. Bărbatul care își posta copiii pe rețelele de socializare cu teancuri de bani sau la volanul mașinii a fost audiat astăzi timp de 6 ore. În urmă cu puțin timp a fost lăsat în libertate și e cercetat sub control judiciar. Cel mai bogat oier din România a fost reținut sub acuzația de fraudă cu fonduri europene. Ancheta în care sunt implicați inclusiv angajații ai statului este coordonată de parchetul european. Colega mea, Ana Turda, este în direct. Ana, cine este acest fermier cunoscut drept regele oierilor?
Bună seara, Cosmin, bună seara doamnelor și domnilor. Crescător de animale, Dumitru Andreșoi apare mai degrabă în imaginea unui om de afaceri, mereu elegant îmbrăcat la costum. Așa l-am surprins la mai multe evenimente publice, dar și astăzi când a fost filmat în duba polițiștilor. E cel mai important nume din cei 11 suspecți ridicați astăzi, crește împreună cu familia peste 20.000 de ori și exploatează peste 17.000 de hectare de pășuni, teren arabil și fânețe. Se ocupă de asemenea și cu exportul de animale și a vorbit inclusiv despre o investiție de peste 5 milioane de dolari în achiziționarea unui vapor pentru a putea transporta animalele. Procurorii vorbesc despre următoarea schemă. Dumitru Andreșoi practic solicita subvenții de la stat pentru terenuri care de fapt, pentru pășuni, terenuri care de fapt se aflau în pădure. Cu aprobarea angajaților APIA Hunedoara, ar fi reușit în perioada 2018-2023 să obțină fonduri europene din subvenții în valoare de aproximativ 11,2 milioane de lei. Atât deocamdată de aici. La revedere! Ana Turda, îți mulțumesc! Marea plafonare la toate alimentele românești a fost anulată. După ce s-a sfătuit cu procesatorii și retailerii, Ministerul Agriculturii a decis să renunțe la limitarea adaosului comercial pentru produsele românești. Iar de la anul ne putem aștepta chiar și la alte scumpiri masive la mâncare. După ce a stârnit discuții aprinse în spațiul public, ordonanța prin care Ministrul Agriculturii intenționa să plafoneze adaosul comercial pentru 10.000 de produse procesate în România a fost anulată. Potrivit unor resurse, cota redusă de TVA de 9% s-ar putea păstra doar pentru produse de bază. În cazul celorlalte alimente, cum ar fi cașcavalul, carnea de curcan sau brânza topită, TVA-ul s-ar putea majora la 19%. Scumpirea asta e anticipabilă. Dacă se ridică de la 9 la 19, vedem 10% în preț. Adică un produs de 10 lei va fi 11 lei. Adică ne așteptăm să se majoreze prețurile la pește, la fasole, la bulion, la fidea, la mazăre. Creșterea cotei TVA pentru alimente ar duce implicit la scăderea nivelului de trai, spun analiștii. Ar însemna, în primul rând, creșterea costului vieții semnificativă, în special pentru cei cu venituri mici, care, din nefericire, în România sunt foarte mulți. Statul are deja o listă cu produse de bază, al căror preț este plafonat până la sfârșitul acestui an. 21 de categorii de alimente au adaosul comercial plafonat la 20%, printre care ouăle, laptele, brânza, iaurtul, pâinea, zahărul, untul, fructele și legumele proaspete. Ministrul Agriculturii va discuta periodic cu procesatorii, retailerii și Consiliul Concurenței pentru a găsi soluții de a ține prețurile în frâu. Dacă există vreo majorare, vom spune că există acea majorare și vom explica motivația pentru care a apărut. Oricum, România este în fruntea Europei la capitolul inflație, ceea ce face ca noi să fim tot mai săraci de la lună la lună. Coșul costă din ce în ce mai mult cu mai puține produse. Mai renunțăm la ce nu este necesar. Cred că o să ajungem să ne uităm în raft și să plecăm. Cel puțin la mine salariile nu s-au mai mărit de ceva ani. Cele mai recente studii arată că o familie cu un copil are nevoie de cel puțin 8.500 de lei lunar pentru un trai decent. Atenție la numerele de telefon care vă sună din partea băncilor. Metodele de înșelăciune s-au înmulțit, iar hackerii se folosesc mai nou de numere clonate ale instituțiilor. La Cluj, mai mulți oameni de afaceri s-au trezit că le lipsesc 10.000 de euro din conturi după ce au căzut în capcana fraudei denumită spoofing. Moise s-a trezit cu contul golit de numai puțin de 192.000 de lei după ce a primit un simplu telefon de la o persoană care i-ar fi propus o tranzacție bancară. Convins că vocea îi aparține angajatei unei bănci, și-a oferit datele personale și a descărcat o aplicație indicată de acesta. S-a prezentat ca fiind un agent al băncii, un lucrător al băncii. Mi s-a transmis că din contul meu se transfer niște sume mari de bani și dacă le aprob, dacă sunt ale mele. Am spus, doamne, nu, eu sunt într-o vacanță, nu fac eu aceste tranzacții. Moment în care doamna a început să mă identifice la fel procedurile bancare. Când și-a dat seama că discuția atinge alte teme pe care băncile niciodată nu le-ar discuta prin telefon, bărbatul a sunat la sucursala de care aparține. Din păcate, era deja prea târziu. Banii erau deja retrași din cont. Trebuie să faci de împrumut la alte bănci și munca ta s-a ruinat în câteva săptămâni.
Într-o situație similară este și Marian Șerban. A fost convins de un așa zis angajat al băncii să își instaleze o aplicație pentru a retrage bani din dividende, dar de fapt doar le-a deschis ușa hackerilor către banii săi. Deci în momentul de față eu discut despre o sumă de 125.000 de lei pe care trebuie să o recuperez într-un fel de la bancă. Sunt în aceeași situație, cu o fraudă de 20.000 de euro. Pe mine m-a sunat numai după numărul băncii. Metoda folosită de atacatori se numește spoofing și este utilizată pentru a clona numere de telefon, astfel încât să pară că aparțin unor instituții bancare. Apoi atacatorii obțin permisiunea victimelor de a le accesa telefoanele sau device-urile prin intermediul unei aplicații. Practic, prin aplicațiile respective, atacatorii dețin un fel de control asupra telefonului sau asupra desktop-ului victimei și prin aceasta ei practic vor face diverse tranzacții. Păgubiții în acest caz au depus plângeri la poliție și parchet și speră acum că vor găsi o posibilă rezolvare. Ancheta la serviciul de ambulanță din Dolj, după ce s-au făcut angajări pe pile timp de un an, după cum susțin procurorii. În spatele acestor acuzații penale se ascunde însă o realitate care afectează mulți pacienți. Jumătate dintre ambulanțele folosite în România trebuie înlocuite urgent. Ambulanța din imagine avea, atenție, 890.000 de kilometri. A luat foc la huși în parcare între două intervenții. La Craiova, în timp ce procurorii fac verificări legate de presupuse angajări pe pile, dezastrul din parcul auto este evident. Ăștia vechi, aia are un milion și ceva. Un milion și ceva. De Vito. Kilometri? Da, un milion de kilometri. Un milion despre ce vorbim. Un și mergeți de... cu ea la da, solicitări? Mai este sigur păi să mai fac revizii. Pete de rugină pe caroserie, defecțiuni tehnice, iar lista problemelor poate continua. Chiar și așa, aceste auto speciale sunt trimise să salveze vieți. Gândiți-vă așa la interiorul ambulanței astea de un milion de kilometri. Da. Ce ar trebui schimbat concret la ea? Păi concret ar trebui, vedeți, mă, toată fața de aia, vedeți, mi-e la mine asta, tot. Un raport publicat anul trecut de serviciul de ambulanță Dolj arată că din totalul de 74 de autospeciale din parcul auto, peste 60% dintre ele au defecțiuni și ar trebui casate. Totodată 10 ambulanțe sunt total nefuncționale. La Constanța e nevoie de 39 de ambulanțe noi. Cele folosite sunt pline de rugină, drept dovada uzurii exagerate. Vai de mamă lor! Ar trebui schimbate. Și probleme peste probleme. Vara, în plin sezon turistic, aceste autospeciale prind cu greu pauză. Și la Constanța situația este similară cu cea din întreaga țară. Ambulanțele sunt în proporție de 50% foarte vechi, iar angajații depun mari eforturi pentru a le menține funcționale. În România, din 2.665 de ambulanțe, aproape 1.300 trebuie înlocuite urgent. În București e nevoie de 167 de ambulanțe noi, în Timiș de 56. Județul Vâlcea are nevoie de 59 de autospeciale noi. Situația e gravă și în județe precum Cluj și Iași. Mai multe substanțe chimice periculoase au fost găsite în sute de produse cosmetice. Agenția Europeană pentru Produse Chimice a verificat mii de produse în 13 țări, iar rezultatele sunt îngrijorătoare. Mădălina Bichir știe mai multe. Bună seara, Mădălina! Cât de gravă e situația? Bună seara, Cosmin! Bun găsit tuturor! Situația este destul de gravă dacă ne gândim că din 4.500 de produse verificate, 285 conțineau substanțe interzise care pot reduce fertilitatea, pot crește riscul de cancer sau pot provoca alte probleme grave de sănătate. Vorbim despre produse precum eyeliner, creion de buze, balsam de păr sau măști de păr. Controlele au fost desfășurate pe o perioadă mai lungă, mai exact din noiembrie 2023 până în aprilie 2024. În 13 țări, printre care și România. Această verificare a constat în vizualizarea ingredientelor de pe fiecare produs în parte și astfel s-a constatat că unele dintre substanțele folosite erau interzise în Uniunea Europeană. Tocmai de aceea, autoritățile au retras de la vânzare toate produsele neconforme, iar clienții care au intrat în posesia lor au fost rugați să le distrugă sau să le înapoieze de la magazinele de la care le-au cumpărat. Acestea au fost informațiile. Cosmin, înapoi la tine. România îmbătrânește văzând cu ochii, iar în unele sate nu s-au mai născut copiii de peste un deceniu. Așa se face că unii primari au decis să vină cu stimulente. Oferă bani cuplurilor care vor să-și întemeieze o familie în zonele rurale. S-au construit creșe moderne în comune, iar tinerii își fac case pe terenurile oferite gratuit de primărie.
În comuna vihoreană Sânt Martin, case noi și grădinițe s-au ridicat din temelii ca ciupercile după ploaie. Peste 1000 de parcele s-au transformat într-un cartier modern la sat. Printre orășenii care au ales să se mute la țară e și Andreea, de profesie medic-ginecolog și mama a două fetițe. În urmă cu 6 ani, familia ei a primit gratuit de la primărie un teren de 300 de metri pătrați. Cartierul nostru în care locuim este populat în general de familii tinere cu copii de diferite vârste, ceea ce fetelor mele le conferă posibilitatea să interacționeze cu copii de diferite vârste apropiate lor. În același cartier de la sat locuiește și Camelia, care are 2 copii. Este o comună a tinerilor și da, sunt mulți copii, pentru că oferă foarte multă siguranță. Avem asfalt, avem învățământ de calitate. Suntem poate mai evoluați decât multe orașe din România. Edilii au investit în utilități, apă, canalizare, asfalt și gaz și au ridicat din temelii instituții noi de învățământ, parcuri și locuri de joacă. Așa au reușit să scadă media de vârstă de la 55 la 45 de ani. Noi considerăm că această populație tânără este oarecum motorul comunității noastre. Am fost nevoiți să construim o grădiniță de la zero, am construit o școală de la zero. Pentru că numărul copiilor este în creștere, o a doua școală cu 16 săli de clasă este în prezent în construcție. La polul opus, în județul Buzău, timpul s-a oprit în loc în satul Punga, care mai are doar 20 de locuitori. Pe tanti Aurelia o găsim la poartă, privind spre ulițele pustii. O să sun și jos să vă spun cineva și n-am pus pe nimic. N-am pus cineva în zi, n-am. Satul aflat pe culmea unui deal pare că se stinge odată cu această generație de oameni trecuți de 70 de ani. Copiii și nepoții sătenilor plecați la oraș sau în străinătate nu au mai trecut de mult pragul caselor părintești. Mi-e dor că am și eu nepoți, are copii, mi-e dor de ei. Da, dacă sunt departe, bine rar. Drumul până în sat e extrem de dificil, deși nu-i de mirare că nimeni nu mai trece pe aici. Acum 10 ani... erau 2 morminte, atât, în cimitir. Acum, după 10 ani, cimitirul e plin de morminte. În schimb? În schimb, niciun născut, nou născut, nimic. Scăderea populației din satul Punga nu e o surpriză. Nu există infrastructură și nici programe care să-i atragă pe tineri aici. De altfel, și orașele mici au început să se golească. 8 dintre ele, între care Băile Tușnat și orașul Borsec, au sub 3.000 de locuitori. De la consilier de ministru la vânzător în piață. Este povestea lui Nea Grigore, care încă muncește la vârsta la care alții sunt deja pensionați de decenii. În fiecare zi se află în spatele tarabei cu varză din piață, își vinde marfa și împarte fiecărui client câte o bucată din povestea sa de viață. Nu e bine să stai, să te miști, dar să nu faci vitejie. Asta le spune Nea Grigore tuturor celor care poposesc în fața tarabei sale. Are 90 de ani și la prima vedere pare un simplu vânzător în piață. La bază este maestru sudor. A lucrat în uzine care se ocupau de fabricarea mașinilor. Am avut și o invenție, semeringul de la mașină. Pentru asta am fost stimulat și apreciat. A fost atât de priceput încât în anii 70 a devenit mâna dreaptă a ministrului construcțiilor de mașini. Am lucrat cu oameni din minister. Ne-am respectat, mergeam la sala de consiliu, discutam probleme care erau la nivel național. Timpul a trecut, vremurile s-au schimbat, iar acum Nea Grigore este vânzător în piața din Ploiești. Marfa este a unor prieteni de familie. Bătrânul ne spune că muncește de drag, nici de cum pentru un ban în plus. Este un exemplu și pentru mine și pentru toată lumea. La 90 de ani să faci atâta mișcare. Într-adevăr, Grigore nu stă o clipă locului. Când vine ora prânzului, el este responsabil cu asigurarea mesei. Muncim, trebuie să și mâncăm. Cartofi prăjiți aveți? Avem. Dați-mi 2 porții de cartofi prăjiți. Ai brere multe. Dar eu unde sunt aici? Eu uite-te la ei. Nu prea poate mânca în tihnă. Toți cei care trec prin piață vor să-l salute. Este iubit de toată lumea. Îl găsesc pe puști. Sănătate, să trăiți, să ne mai dăm bună ziua. Numai bine. Așa e bine. Conflictul dintre Teodosie, arhiepiscopul Tomisului și mai mare bisericii ortodoxe a ajuns la un nou nivel. Sfântul Sinod a decis izolarea înaltului ierarh de la Constanța. Colega mea, Raluca Sevastru, este în direct. Bună seara! Raluca, te rog să ne explici ce înseamnă această pedeapsă.
Bună seara, arhiepiscopul Tomislului este izolat, adică nu mai poate participa la slujbe și liturghii în biserici din afara Dobrogei, nici preoții din alte zone nu mai pot accepta invitații la Constanța. De ce? Pentru că ar fi ridicat la rang de preoți mai multe persoane care nu aveau dreptul, inclusiv un angajat SRI. În plus, Teodosie ar citi la liturghii și în noaptea dintre ani o rugăciune specială care nu este acceptată în acele momente, ci are un statut diferit în cadrul bisericii. De asemenea, Sfântul Sinod scoate în evidență răspunsurile controversate date de Teodosie la postul de radio al Arhiepiscopiei. Printre altele, acesta a spus că în post preoții ar trebui ascultați, nu medicii, că bolile copiilor sunt un rezultat al păcatelor părinților sau că o femeie abuzată emoțional de soț ar trebui să-și poarte crucea și să nu divorțeze. Vă reamintesc că la începutul acestui an Teodosie a mai primit o mustrare de la Sfântul Sinod pentru că a insistat să devină mitropolit. Am solicitat și noi o reacție în legătură cu decizia luată de Biserica Ortodoxă Română, dar nu am primit vreun răspuns până acum. Deocamdată atât de aici. La revedere! Raluca, îți mulțumesc! Un weekend înspăimântător îi așteaptă pe turiștii care vor petrece Halloween-ul la Castelul Bran. Casa contelui Dracula a început deja să fie invadată de fantome, de monștri și vrăjitoare. Se fac pregătiri intense pentru cinele speciale cu preparate de groază, dar și pentru cea mai mare petrecere de Halloween din România. Castelul Bran, angajații lucrează la foc continuu ca să decoreze edificiul istoric pentru cea mai înfricoșătoare sărbătoare din an. În parcul regal, vizitatorii sunt întâmpinați de calul și trăsura contelui Dracula, dar și de un copac invadat de monștri. Ăsta este bradul de Crăciun care este decorat acum ca brad de Halloween, cu vrăjitoare, scheleți, păienjeni și pânze de păienjeni. În castel avem surprize. O parte dintre încăperile castelului au fost deja decorate. Salonul de muzică a fost invadat de ciori, iar în camera săsească patru vrăjitoare fac magie neagră la globul de cristal amplasat în mijlocul unei mese. Decorations are really cool. I really liked the crowd's room at the musician room previously, and this table is also very cool. I like the witches and everything is very spooky. I believe it's witches gathering. They have a brunch or something. Arată foarte bine. Chiar ceva nou. E prima oară când venim acum de Halloween. Dacă pe tot parcursul anului turiștii pot vizita Castelul Bran doar în timpul zilei, în weekendul de Halloween vor fi organizate și tururi nocturne. Undeva la 9.000 de vizitatori sunt așteptați în acest weekend să viziteze Castelul Bran. Se vor speria la turul de noapte? Eu spun că da, pentru că sunt de asemenea și actori care vor fi în castel și vor interacționa cu vizitatorii. Cei care vor să savureze și cina sunt așteptați la Casa de Ceai a Reginei Maria. Șefii au pregătit un meniu de groază cu patru feluri de mâncare preferată de Contele Dracula. De data aceasta am făcut o cremă de linte neagră, ciuperci negre murate și o emulsie din verdețuri. Piesa de rezistență, da, este mușchiul de vită marinat în cerneală de sepia cu cărbune vegetal, un piure din rădăcinoase albe cu cafea și sosul este făcut din bere nefiltrată. Seara se va încheia cu cea mai mare petrecere de Halloween din România, care va avea loc în parcul regal al castelului. Pentru un simplu tur de noapte, turiștii vor plăti 120 de lei, iar experiența completă, care include și cina festivă, dar și petrecerea, va costa 1200 de lei. Astăzi seara e Halloween-ul, cea mai înfricoșătoare noapte din an, iar localurile se întrec în decoruri care să le dea oaspeților fior pe șira spinării. Colega mea, Gabriela Ghizel, este chiar acum la o cofetărie unde s-au strâns 10 de persoane să guste din prăjiturile sicriu. Bună seara, Gabi! Ai gustat și tu din aceste dulciuri? Da, bună seara sau buhuhu, bună seara, v-aș spune mai bine. Trebuie să știți că până acum, printre cele mai înfricoșătoare lucruri de aici de la cofetărie este această coadă la care au așteptat până acum în jur de 200 de persoane.
ca să guste din prăjiturile băieților, printre care vedeta serii este prăjitura sicriu, de care spuneai și tu. Este o prăjitură care conține atât colivă, dar și ciocolată Dubai și un blat de tort special. Deci le are într-adevăr pe toate. Și ca așteptarea să fie mai ușoară, pentru că oamenii au stat în jur de 2 ore la coadă, s-au pus aici mai multe decorațiuni, pânze de păianjeni, vedeți și voi, tot felul de decorațiuni, ciori, păianjeni, schelete și așa mai departe. Și aici avem un corner unde toată lumea a venit și și-a făcut fotografii. Și dacă vă întrebați cine este domnul care odihnește aici, ei bine, scrie pe cruce: odihnească-se în pace, dieta mea. Deocamdată atât de aici, înapoi la voi. Mulțumesc, o să aflăm mâine câte prăjituri a mâncat Gabi. Mergem mai departe. O treime dintre incendiile care distrug casele din România sunt cauzate de hornurile necurățate. Pentru a evita astfel de necazuri, intră în scenă coșarii moderni care și-au schimbat radical imaginea și ustensilele. Aceștia lucrează cu ajutorul camerelor video HD și reușesc să-și încheie emisiunea mult mai repede. Rotește un pic către dreapta. Perfect. Ridică, merge. Nu există niciun fel de imperfecțiune la nivel de coș, nu există crăpături, nu există nimic care să pună în pericol această casă. Camere de filmat și ustensile moderne. Așa se curăță acum hornurile. De câțiva ani, coșarii au devenit tot mai căutați, în special în rândul clienților de la oraș, care pun siguranța pe primul loc. Coșarul nu mai este acea persoană ponosită, acea persoană murdară, care mai mult sperie oamenii. Este un adevărat profesionist, vorbim de camere de videoinspecție, vorbim de perii specializate, vorbim de sistem mecanizat de curățire a coșurilor de fum. Pentru că serviciul în sine s-a modernizat și timpul de curățare s-a redus de 3-4 ori. Cam cât durează? Depinde de coș, depinde de undeva la 5-10 minute. Înainte puteam să foloseam o perie și cu un flexonet, da? Și acum numai aici putem să vedem că avem 15 perii. Aceasta este o perie pentru schimbătoare de căldură de la centrale termice. Aceasta este o perie cu lanț, ne ajută foarte mult în desfundarea coșurilor de fum. Aceasta este o perie metalică cu capse metalice. Conform legii, coșul de fum trebuie curățat cel puțin o dată pe an. Între acordul între coș și central acolo se perforase un pic de la flacăra de probabil sau fumul de iesă. L-am găsit îngăurit atâta tot și am văzut că lua foc. Din moment în moment puteam să iau foc oricând. A doua zi, acest craiovean a chemat coșarii, iar problema a fost rezolvată. Din cauza incendiilor care se împărut foarte multe de la centrale, la sobe, am preferat să iau un serviciu profesional. Mi-e teamă pentru că nu se știe ce se întâmplă. Așa, îl plătesc și știu că se face o treabă ca lumea. O statistică realizată de Inspectoratul Național pentru Situații de Urgență arată că peste 33% dintre incendiile produse la case au loc din cauza hornurilor necurățate sau neverificate la timp. Am avut situații în care am ajuns la casa clientului chemați de client, iar coșul era în flăcări. Povestea spune că un coșar îți aduce noroc. Norocul nu este în bani și este în siguranța familiei tale. Cheamă coșarul ca să nu chem pompierul. Curățarea unui coș pornește de la 200 de lei și poate ajunge la 600 de lei în funcție de complexitatea lucrării. De când verile sunt tot mai lungi și iernile mai blânde, românii schimbă treptat obiceiurile alimentare. Am dat porcul pe carne slabă și pește, iar tocănițele pe fructe de mare și salată. Ne îndreptăm spre o dietă mediteraneană, spun specialiștii, și avem numai de câștigat. Pește, creveți, midii și homar. Așa ar putea să arate în câțiva ani platourile de pe mesele noastre de Crăciun. La așa ierni calde, lebărul și toba pierd teren. Avem aici, de exemplu, un platou, noi spunem Royal, este cel mai cerut, unde avem și caracatiță, avem și homar, avem și crab, că e vedeta noastră. La acest restaurant cu fructe de mare, vânzările se mențin încă pe val, deși intrăm în ultima lună de toamnă. Uite, luna octombrie este la fel de ridicate în vânzări ca și augustul, adică nu avem probleme, nu simțim. Noi chiar ne așteptăm, adică cel puțin anul trecut, în ianuarie, am avut cea mai mare vânzare
când e frig. Că apetitul românilor pentru pește e în creștere, ne confirmă și Marius. Cam de 5-6 ani încoace, de la an la an, se mai adaugă un mic procent în plus. Posibil un 10-15%. Mai ales pe partea de creveți, de calamari. Consumul de pește a crescut la aproape 9 kg pe cap de locuitor. Ulei de măsline folosim aproape dublu față de acum un deceniu. Iar de când s-a scumpit, carnea de porc nu mai e vedetă în meniul românilor. Cu alte cuvinte, dieta noastră începe ușor, dar sigur, să semene cu cea a italienilor sau a grecilor. Pot să zic că și meteo ne influențează. Noi, de exemplu, lucrăm în domeniul băuturilor alcoolice. Băuturile au început să fie din ce mai carbogazoase, să spun așa. Mm-hmm. Adică mai ușoare. Mai ușoare și cu bule. Ne adaptăm climei. Fiind cald afară, de asemenea se consumă și mai multe alimente pe bază de plante, adică ne ducem un pic spre alimentația vegetariană, ceea ce este la fel lăudabil, pentru că legume multe înseamnă o digestie bună, înseamnă colesterol scăzut, înseamnă o glicemie țintă sub control. Clima României s-a schimbat radical în ultimii 50 de ani. Valurile de căldură sunt mai dese și țin mai mult. Se estimează că peste 60 de ani în Brașov va fi la fel de cald cum este acum în Lombardia. Știrile se opresc aici. Nu pierdeți de la ora 20 un nou episod din serialul Inimă Rebelă. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară minunată să aveți! Bună seara, bine v-am găsit! Astăzi, temperaturile au fost mai ridicate decât în mod normal la această dată, cu precădere în regiunile sudice. Cerul a fost variabil, cu norări în vest, în nord și în centru, unde pe arii restrânse a plouat slab sau a burnițat. Vântul a suflat slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane în nordul și estul Moldovei, zona unde la rafală s-au atins viteze de până la 45-55 de km pe oră. Temperaturile maxime s-au încadrat între 12 grade în estul Transilvaniei și 23 de grade în sudul Olteniei. La noapte cerul va fi variabil în sudul țării și mai mult noros în restul teritoriului. Va ploua slab la munte și în Transilvania și cu totul izolat în Crișana, Maramureș și Moldova. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări pe crestele montane. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 1 grad în depresiunile intramontane și 11 grade pe litoral. Local va fi ceață, mai ales în regiunile intracarpatice. Mâine temperaturile continuă să se mențină mult mai ridicate decât normalul perioadei, cu cele mai mari valori în regiunile extracarpatice. În vestul, nord-vestul și centrul teritoriului va fi nebulozitate joasă, pe arii restrânse va ploua slab, iar dimineața se va forma ceață. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar ceața va apărea doar izolat. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor situa între 12 și 22 de grade. Să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, vremea va fi frumoasă și caldă, cu temperaturi plăcute de primăvară. Vor fi 21 de grade în Călăraș și în Târgoviște. Transilvania, vremea se menține închisă și mohorâtă. Vor fi norări accentuate, iar soarele nu se va arăta deloc. Vor fi 15 grade în Brașov și 17 grade sunt anunțate în Alba Iulia. În Moldova, atmosfera va fi frumoasă și însorită, iar temperaturile vor fi în continuare plăcute. Mercurul din termometre va arăta 20 de grade în Galați, iar în Piatra Neamț vor fi 19. În vestul țării, vremea va fi închisă, iar cerul acoperit de nori în majoritatea regiunilor, dar șansele de ploaie vor fi minime. În termometre, mercurul va urca până la 18 grade în Reșița și în Timișoara. În Oltenia avem soare și vreme frumoasă cu temperaturi mai mari decât normalul perioadei. Vor fi 20 de grade în Craiova și în Drobeta, Turnu Severin. În Dobrogea temperaturile se mențin ridicate, iar vremea va fi deosebit de caldă pentru începutul lunii noiembrie. În termometre vor fi 20 de grade în Constanța și în Tulcea. În capitală vremea s-a menținut frumoasă și însorită, dar mult mai caldă decât în mod obișnuit în ultima zi a lunii octombrie. Cerul a fost variabil, iar vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maxima a urcat până la 21-22 de grade. Pe parcursul nopții cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab. Temperatura minimă va fi de 6-9 grade. Mâine vremea se menține frumoasă și însorită, dar mult mai caldă pentru luna noiembrie. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va urca până la 21 de grade. La munte temperaturile vor fi în continuare mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă. Cerul va avea norări temporare și pe arii restrânse va ploua slab. Vântul va sufla slab spre moderat, cu unele intensificări pe crestele montane. În Semenic vor fi 10 grade, iar în Brașov temperaturile vor urca până la 15 grade. O seară frumoasă în continuare!